Eu v-am spus că s-o urmeze ceva bombă. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Înainte să începem discuțiile noastre, pentru că avem destule, am avut o gală destul de agitată, dar și frumoasă în același timp, hai să apăsăm pe butonașul de subscribe, bineînțeles, și să trecem la discuțiile noastre, după cum v-am obișnuit. Am avut o gală foarte agitată, i-am văzut pe Sebastian și pe Roberta certându-se, vezi, Doamne, pentru că Robertei i s-au văzut chiloții. Doamne feri, într-adevăr, puțin neglijent Roberta, dar nu era motiv pentru așa ceva. Sebastian atât a vorbit și atât a explicat încât nu s-a înțeles absolut nimic acolo, iar la sfârșit, bineînțeles, s-a victimizat, aruncând toată vina pe Roberta, până și doamna Andreea a văzut acest lucru și l-a precizat, spunându-i acestuia că prea dintr-o dată se întâmplă toate lucrurile acestea. Oare îl așteaptă cineva afară, după cum lui fix acolo îi sărise gândul imediat? Nu știu ce o să se întâmple între cei doi, mai ales că Roberta s-a supărat foarte tare și a pus punct. Ba chiar a spus că ar fi fost dispusă să meargă și la un date, însă în situația de față nici vorbă de așa ceva. Acum înțeleg de ce Rebecca l-a ales pe Anthony când a venit vorba să aleagă între Anthony și Bogdan. Cei doi sunt exact la fel, răzbunători, se aseamănă foarte bine, după cum am văzut și în materiale și în spusele lui Anthony, și cred că se potrivesc foarte bine. Foarte bine că Bogdan a ieșit din schemă și asta pentru binele lui. Mie mi se pare că Bogdan este una din puținele surprize plăcute ale acestui sezon și sper să nu fie eliminat și să vină o fată și pentru el să ne arate ce poate el să demonstreze în iubire, pentru că sunt 100% sigur că la felul în care este el ne-am distrat foarte mult și ne-ar lăsa o impresie foarte plăcută. Mai departe, foarte frumoase materialele dintre Ștefania și Cosmin. Nu știu cum a putut să privească, nici nu-mi vine să vorbesc, cum a putut să privească susținătorii lor acele materiale. Deci Cosmin, acesta a fost foarte, foarte exagerat din toate punctele de vedere. Au sesizat și cei din casă deja de mult, dar dacă o persoană îți spune că, băi, ești beat, stai și te ceri cu ea, că poate nu o crezi. Însă dacă toată casa îți spune că, băi, ești beat, atunci te iei și te duci la somn. În fine, poți să te încăpățânezi și să crezi ce vrei tu. Doamne ajută! Mi se pare că Cosmin cam merge pe burtă. Ce contează? Ce curile să vină, după cum spunea și în acele conversații? Pentru ce să-și bată capul? Ce contează dacă iubita lui tremură într-o cameră roșie cu alt băiat? Doar până la urma urmei, tot el este bossul, nu? Fiindcă tot reușește să îi scoată te iubescul acela forțat, nu? Deci nu este nicio problemă. Am văzut, în schimb, o persoană care știe ce este iubirea și care iubește cu adevărat. Ceea ce a spus Julie și Ștefaniei a fost total, total adevărat, chiar și confirmat de către doamna Andreea. Însă, bineînțeles, Ștefania a punctat și a spus că ea este mai înfiptă și că așa reacționează ea și așa își arată ea sentimentele. După cum spunea doamna Andreea că au un date de oferit, iar Cosmin era cu mâna sus imediat, era cu mâna sus, aceasta a spus că acest date îl va da unor persoane care au demonstrat iubirea în fiecare clipă, care au arătat iubirea de la bun început și care demonstrează iubirea în continuare, așa că felicitări, Robert și Julie, pentru un date romantic. Vedem în promo-ul de azi o mare bombă. Eu v-am spus că se pregătește ceva surpriză. Vedem cum fosta iubita lui Gagea intră în casă, iar acesta izbucnește în lacrimi, fiind terminat și surprins total de lucrul acesta. Cu siguranță băiatul acesta nu era vindecat total de această relație, iar stafful, bineînțeles, s-a decis că e momentul să profite de această situație. Totuși, să vedem dacă aceasta va fi un succes sau un eșec total. Poate cei doi chiar se vor împăca și le va face un bine și vor pleca împreună, sau vor da startul unei cascade de materiale. O să vedem ce va fi. Cam acesta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Vă rog frumos să-mi lăsați părerea voastră în comentarii despre această gală, ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut. Și noi ne revedem data viitoare. O zi frumoasă în continuare. Vă pup!